Aluzii, alegorii, parabole, senzații, culori sunt doar câteva dintre simbolurile care definesc creația pictoriței Maya Martin. Artista a încercat să compună o nouă realitate în care a introdus armonia, simplitatea și, uneori, umorul. Lucrările ei sunt reunite sub genericul Miri sub soare și sunt prezentate publicului la Galeria Bazil din Capitală. După cum spune criticul de artă Virgil Mocanu, arta Mayei Martin aparține ca tip de expresie spațiului suprarealist al anilor 30, atunci când artiștii de renume ai momentului începeau să construiască o lume de hectoplasme și încercau să plaseze elementul uman într-o atmosferă onirică. Iubirea, nevoia de protecție, lipsa pasiunii, dorința de a ajunge la partenerul iubit sunt doar câteva din temele alese de artist în creațiile sale. Cromatica este fie vie și caldă pentru a sugera pasiunea, fie rece pentru a sugera singurătatea și omul ce tânjește după iubire. Mirii nu sunt un simbol al căsătoriei legale, ci al uniunii dintre doi oameni care își jură credință în fața propriului lor sentiment. A încercat să redea o lume populată, o nouă realitate asemănătoare în spirit cu realitatea cunoscută, pe care a transformat-o în funcție de dorințele interioare și plastice. În această nouă realitate a introdus armonia, simplitatea și uneori umorul. Titlul expoziției, Mir sub soare, reflectă o preocupare a mea, ca și altor semeni de-ai noștri, vis-a-vis de sentimentul cel mai frumos, iubirea, dragostea față de un partener sau o parteneră, față de mamă, față de copil, dar mai ales față de un partener de viață, de aceea se și numește Mir sub soare. Expoziția este și o invitație la dans, dansul vieții cu urcușurile și coborâșurile lui, o invitație spre comunicare, spre dăruire și spre prietenie. Creatoarea știe că, pentru a dobândi fericirea, omul nu invocă zeii, nici paradisul, ci un anume timp al împlinirii.